Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile cripto astăzi, 3 iulie 2024, mâine e ziua Americii, poate ne fac o surpriză și fac și ceva cu Bitcoin-ul să fie bine pentru toată lumea. Știrea de astăzi, cea mai importantă, este că Bitcoin a căzut sub 59.800, adică a fost undeva pe la 59.700, ceva foarte grav, e extraordinar. În fine, lăsând gluma la o parte și ironiile, oamenii sunt frustrați, este normal, doar că dacă nu ați mai fost în spațiu cripto, atunci vă informez că ce se întâmplă acum este ceva normal, nu este o surpriză deloc. Faptul că Bitcoin consolidează o perioadă mai lungă este un lucru extraordinar de bun. Problema este cu oamenii care s-au obișnuit în, nu știu, martie, februarie, cu niște câștiguri, cu niște evoluții pozitive, cu oamenii care au văzut 7 luni verzi pentru Bitcoin și acum probabil, neînțelegând cum funcționează piețele, se întreabă de ce se întâmplă treaba asta. Ideea este că așa a fost și așa va fi întotdeauna în spațiul ăsta cripto. Vom avea perioade de trend în care mergem în sus, vom avea perioade de downtrend când mergem în jos și perioade plictisitoare și enervante de consolidare ca cea de acum. Cum faci marketing la proiecte? În primul rând, pui în titlu ChatGPT și spui că ChatGPT a prezis în trimestrul 3 că Bitcoin o să facă all-time high și că o să înceapă bull market. În realitate, când ai scroll în jos, începi să vezi Cybro, pre-sale, nu știu ce, bla 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 bla. De fapt, articolul nu este despre all-time high pentru Bitcoin, este doar o reclamă către un proiect acolo, aflat ce el întreabă. Dar care gen a văzut că merge tactica asta? Vrei să promovezi ceva, dai vina pe ChatGPT. Dacă ChatGPT a zis că o să fie all-time high, în realitate am mai demonstrat-o, l-am întrebat pe ChatGPT în direct în timp ce filmam știrile, iar ChatGPT a spus că el nu-și dă cu părerea despre lucrul ăsta, nu este programat să facă treaba asta, așa că mare grijă ce articole citiți. În episoadele trecute vă avertizam că în iulie urmează niște unlock-uri masive de monede. Ei bine, uitați cazul celor de la Optimism, care au un unlock de peste 31 de milioane de monede de OP tokens în valoare de 54 de milioane de dolari. Acum, nu trebuie să fii un matematician iscusit să-ți dai seama că într-o perioadă bearish, da, cu o piață care nu prea este interesată, să ai un unlock de genul ăsta poate să facă doar un singur lucru pentru prețul monedei tale și anume să-l ducă în cap. Ei bine, într-un fel e ok că se întâmplă asta într-o perioadă bearish, că nu sunt atât de mulți cumpărători interesați, decât dacă ar fi avut loc, să zic, nu știu, la un vârf de piață. Probabil și-au calculat și acestea în locuri în felul lor, însă impactul este întotdeauna semnificativ când vorbim de sume mari. Acum ceva timp am făcut un sondaj de opinie pe Twitter în care întrebam pe ce tip de meme coin vreți să fac un clip explicativ în care să vorbesc despre numărul de monede, care e rolul lui în viață și așa mai departe. Iar marea majoritate a voastră ați votat Pepe, după care am făcut clipul. Și am dedus că în piață există interes pentru Pepe și atunci o să vă arăt această știre. Se pare că numărul de balene care acumulează Pepe este în creștere, deși prețul a avut un declin de mai bine de 22% de la all-time high. Asta înseamnă că există interes și mi se pare firesc, piața fiind bearish, e normal să apară balenele. Disclaimer, nu dețin niciun Pepe, am zis să știți. Deși de ochii lumii a fost declarat interzis minatul de Bitcoin în China, paradoxal, minerii chinezi domină 54% din piața mineritului de Bitcoin. Așa că, în principiu, nu trebuie să crezi întotdeauna ceea ce vezi. Priviți exemple. China conduce această piață a minatului de Bitcoin. Sunt curios dacă sunt statistici legate de minerii de Bitcoin din România. Nu știu dacă avem 1% din rata globală, dar ar fi interesant de știut. Dacă aș face acum un sondaj de opinie, mă gândesc că mare parte din oameni ar fi rezilienți în ideea de a cumpăra criptomonede acum. Mulți ar gândi că poate să mai cadă rău, alții vor gândi că o să dureze foarte mult și așa mai departe. Din păcate,
foarte multă lume a cumpărat Bitcoin sau alte monede la vârf de piață. Miliarde de Shiba și Pepe au părăsit Binance, adică 166 de milioane de dolari, în portofelele balenelor. Acum, sincer să fiu, este admirabil curajul pe care l-au aceste balene, dar nu cred că balenele astea nu știu ce fac. Probabil le vor veni și zile mai bune. Deocamdată, na, piața sângerează, investitorii strategici cumpără, iar cei care au investit nestrategic sunt supărați și frustrați pe piață. Se pare că consumul de energie în spațiul cripto este unul colosal. Cei de la crypto exchange-ul Kraken, al doilea cel mai mare exchange american, se gândesc să folosească energie nucleară pentru data center-ele lor. Asta arată că au un consum de date uriaș. După cum știți sau poate nu știți, datele sunt noul petrol. Data center-ele sunt o investiție care va aduce randamente uriașe în viitor pentru că consumăm tot mai multe date. Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red Dot Pay, sponsorul știrilor de la ora 19, un crypto wallet cu un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, e ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor, are KYC, au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă, au 100 de mii de dolari limită de payment, ceea ce este huge, adică huge, 100 de mii de dolari pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100 de mii de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că, dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red Dot Pay, cel mai șmecher card cripto posibil.